Mă numesc Alina. Sunt o persoană sociabilă și plină de viață. Viața mea a fost și este înconjurată de zâmbetele inocente ale copiilor, zâmbete pline de culoare și speranță. Lucrez de 17 ani, de la vârsta de 19 ani, într-un centru de plasament. Nu mă recunoșteam între ei, eram un copil între copii. De atunci mă ocup de educația și pregătirea lor, încercând în fiecare zi să aduc zâmbete pe chipurile lor frumoase și pace în sufletele lor chinuite de dor. Fiecare dintre ei au povestea lor de viață, care este unică în felul ei, cu bucuriile și tristețile lor, cu vise care nu se împlinesc de fiecare dată, dar important este faptul că ei sunt încurajați să nu piardă flacăra aprinsă a speranței, să își îndeplinească visele, gândindu-se că atunci când soarele apune, răsar stelele. De fiecare dată sunt surprinsă de aceste suflete inocente, cum știu ei să ia parte și să colaboreze cu noi, cum ne bucurăm împreună de jocurile copilăriei, cum ne pregăteam de Halloween, pictându-ne și mascându-ne, cum plecam în drumeții ca să cunoaștem tainele neîmblânzitei naturi. Într-una din zile, le-am făcut o surpriză și am organizat o excursie la Târgu Jiu, cu scopul de a socializa și a cunoaște monumentele și muzeele din oraș. Zis și făcut. Ne-am pregătit și am plecat cu mare drag la drum. Pe parcursul traseului bine stabilit, prima oprire a fost la frumoasa mănăstire Lainici, care este situată în minunatul defileu al Jiului. Ne-am amuzat tare când, la intrare, ni s-a spus că trebuie, ca noi, doamnele și domnișoarele, să luăm fuste pe noi, încercând să fim serioși, am vizitat mănăstirea și am primit binecuvântarea preoților și călugărilor. Continuându-ne drumul, am ajuns în frumosul oraș Târgu Jiu, în parcul central pentru a vizita singura sculptură a timpurilor moderne, ansamblul monumental ridicat de către părintele artei moderne Constantin Brâncuș și anume Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor și Poarta Sărutului. Am vizitat de asemenea și Muzeul de Artă. Ne-am jucat în parc, am râs și am povestit. La dorința copiilor de a se plimba cu scările rulante, un lucru care lor li se părea imposibil, am vizitat mall-ul din oraș, unde am uitat de noi prin magazine și am rămas gură căscată la vitrine, fără să ne dăm seama că timpul trece și că se înserează, iar noi mai aveam de vizitat coloana infinită. Ne-am amuzat de acest lucru și am mers într-un suflet la coloana infinită care se înalță solemnă între luminile artificiale și universul stelar nemărginit. Pentru copii, cât și pentru mine, a fost ceva memorabil să trăim aceste evenimente împreună. În mijlocul lor mă simt împlinită, în zâmbetele lor mă regăsesc, în lacrimile lor mă înnec. Fiecare copil trebuie să știe că este un miracol și unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem dărui este dragostea noastră necondiționată. Astfel, ca un foc uitat, copilăria se poate aprinde din nou oricând în noi.